câteva zile cu vreme frumoasă, revin ploile. Astăzi sunt așteptate furtuni cu descărcări electrice în mai multe zone ale țării. Temperaturile, în schimb, vor rămâne ridicate. Dacă astăzi se vor înregistra 32 de grade Celsius în sudul Olteniei și Munteniei, de mâine vremea se răcește considerabil. Instabilitatea atmosferică se va accentua, în special în a doua parte a zilei și la noapte, când sunt așteptate averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și chiar căderi de grindină, la început în partea de vest, nord-vest a țării, apoi și în centru și nord-est, iar spre orele serii și la noapte și în partea de sud a țării. Meteorologii ne sfătuiesc însă că mâine să nu ne uităm umbrelele acasă, întrucât vremea va fi ploioasă în majoritatea zonelor din țară. Mâine se va răci vremea accentuat, temperaturile vor scădea și cu mai mult de 10 grade față de astăzi, temperaturi care mâine se vor situa între 13 și 22 de grade cel mult. Vântul va sufla cu putere în Moldova, în Bărăgan, în Dobrogea, dar și în partea de vest a țării, în Banat și Crișana, cu rafale de 55-65 de kilometri pe oră. De joi însă vremea frumoasă revine, dar nu pentru mult timp. De la începutul săptămânii viitoare ploile se reîntorc. De joi încolo să redevină vremea frumoasă, să se încălzească ușor și treptat în toate zonele țării și să avem din nou câteva zile cu vreme mai bună, vreme însorită și fără ploi. Încă săptămâna viitoare, pe acest fond de vreme caldă, să reapară instabilitatea atmosferică destul de accentuată și săptămâna viitoare, când de asemenea sunt așteptate și cantități mai însemnate de apă.